Da, da, este ora, iar este foarte punctuală, doamnelor și domnilor, Dana Budeanu, creator de stil. Cum erai pregătit, mi-am dat seama. Bine ai venit. Bine ai venit. Hai să ne așezăm. Că văd că ești veselă, ce înseamnă era? Că ai petrecut camera bine. Pe lip? Nu, nu era, no. Nu era pe lip. Nu era. Frumos, să mă las să mă așez camera 22. Da, da, așa. Așa. Camera 22. Vreau alea mai aproape. Ce vrei mai aproape? Eclerele? Da. Ia, vă mulțumesc mult de tot. Da. Hai la mama. Uite pe mama. Stați cu mama aici, că nu de-aia ați venit. Așa. Așa. Da, o martie, ai petrecut bine, frumos, totul perfect? O martie, ziua internațională a femeii... Îmi pare rău că ai trecut până așa zi, dar... Traumatizat tu? Da, da, a fost greu. A fost Știu greu. Cum a fost, doar îmi da, imaginez. Da. Mă, nu sărbătoresc o martie. Păi, copiii vin, păi, sunt drăguți, îmi aduc flori, etc. Dar nu, chestia asta cu sărbători, nu știu, nu. N-am petrecut nici deloc. Na, n-ai petrecut nu, tu? Bine. Eu sigur că a trebuit să încânt lumea, știi, cu talentul meu. Da. Îmi pare rău pentru voi. Care e cel mai frumos cadou pare pentru rău femei. Pentru ce s-a exact. Întâmplat vineri în viața voastră, ce să vă fac, mă? Nu, nu, chiar a fost frumos ce s-a întâmplat. Da. Da. Hai să introducem materialul că avem o treabă. Câte buchete a trebuit să iei vineri? Cum? Câte buchete a trebuit să iei vineri? Lasă-mă să zic eu. Toate, Dana, toate. Multe. Nu? Am luat. Am luat, am dat. Iar noi am mers la o petrecere foarte frumoasă. Să curgă beta. Da. Cel mai recent eveniment monden, o lansare de revistă, a adunat din nou o mulțime de vedete. Le vedem ținutele și revenim imediat cu verdictul Dani Budeanu. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Vestimentațiile astăzi. Mai destul de rapid, recunosc că e o țintă pe care am purtat-o și la Milano Fashion Week, dar am schimbat haina și pantofii. Eu zic că e o ținută foarte bună și de eveniment, și de mers la birou și la întâlniri și mă potrivesc foarte bine cu Alina. Foarte bine ne potrivim azi, foarte bine. Să știi că eu sunt pe flori primăvara asta, așa că mi-am luat această fustă. Mi-am luat niște dresuri colorate pentru că le-am de vreo 2 ani și nu le-am purtat niciodată și am zis că astăzi e vremea lor. Și pentru că nu-mi plăcea foarte mult cum stă părul, mi-am pus această monedă. Mi-a plăcut cum arăta în oglindă. Am zis, sunt cool, îmi place. Spune-mi cum ți-ai descrie vestimentația astăzi. Foarte mișto. Este o vestimentație foarte mișto, aleasă de mine. Cum ai ales-o? Păi, am zis că este ora 10 și trebuie să fiu, să mă simt bine și să mă simt și așa. Să-mi dea așa o chestie. Mi-am luat o salopetă. Da. Și o cămașă pe deasupra ca să combin așa. Niște pantofi sport și o poșețică să fie așa, să o încălcesc rău de tot. Mi-am pus tot ce aveam, știi vorba aia, cei pe mine și în dulap. Mi-am pus toate pe care le-am găsit. Astăzi vestimentația. Mai descriu. Cred că culorile astea ale primăverii m-au inspirat și cam asta așa. Vream ceva animal print, după care am găsit alte lucruri în dulap și m-a inspirat și pălăria. Aveam chef să port o pălărie. Cred că mi se pare puțin frig și de asta. Așa că mai degrabă lumina de astăzi. Asta m-a inspirat. Aproape pentru întuneric. Da, pentru că Mara încă dormea. Și m-am dus, mi-am ales niște haine și am întrebat-o pe Alina, soția mea, e ok? Da, 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 hai să o trezim pe mare. Cam așa mi-am ales ținuta. Am vrut ceva în care să mă simt foarte comod și m-am uitat prin șifonier și asta am nimerit. E foarte simplu la mine, nu stau să mă gândesc foarte mult. Dezordonată. De ce? De ce zici că nu pare? Nu mai pot să mă și justific la început. Mi-ai zis doar să o descriu. Nu îmi pasă așa mult. Știu că sună aiurea, dar nu... Am segmente unde investesc mai mult timp decât ăsta. Îmi plac hainele foarte mult, dar nu stau. Nu mă stresez foarte tare. Spune-mi cum ți-ai ales ținuta astăzi.
Foarte simplu, am vrut să port acest tricou pentru că toată echipa avem câte un tricou, fiecare cu ce și-a dorit să scrie pe el. Și trebuia să asortez tricoul la ceva, așadar am ales o breche de pantaloni. Negri, da, exact. Cum ți-ai descrie vestimentația astăzi? Eu, haine făcute de mine. Să spunem că este puțin dark, deși e dimineață, dar asta a fost vibe-ul pentru evenimentul de azi. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Hai să începem să intrăm în treabă. Laura. Da, fabuloasele Diana Enciu și Alina Tănase. Am eu, prezint înainte așa frumos. Da, ți le ca să știi. Cum da. Ar veni, pentru că da. Acum nu le știu pe toate. Pe ele le știu. Fabuloasele. Da. Băi, deci vă iau un grup. Ca să fie mai ușoară trecerea. Și mă și grăbesc că dacă nu termin astea până la sfârșitul rubricii, mi le iau ăștia. Deci, sunteți prost amândouă, dar nu e nicio dramă, nu e nicio dramă. V-am luat în grup pentru că voi ați zis că v-ați asortat una cu alta sau ceva de genul ăsta. Ok, care e haosul? Mă, vedeți că astăzi sunt bine dispusă, le zicem pe toate așa la Caterinca. Așadar, ce poșetă e aia? Că voi sunteți fete care ați mai ieșit din țară, ați mai umblat și voi, cu asta vă ocupați. Ai poșetă, bă, băiatule. Adică, sincer, care cu ochelari. Care a rost cu ochelari? Da, mă, ce e aia, mă, pe bune acum? Aia e șetă, s-o primești la Happy Meal. Adică, pe bune, mă, știi gentul ăsta de la Happy Meal. Ce să astea, mă, adică, voi sunteți, mă, tu n-ai cum, da? N-ai fi atent. Și fiți atente toate astea cu moda, care ardeți cu moda. Fiți atent. Bă, trebuie să evoluați, băi, nene. Să învățați din ceea ce vedeți, din informația pe care o acumulați și să construiți ceva din tot ceea ce acumulați, din tot ceea ce trăiți, vedeți, că mergeți, umblați, faceți ce o să face voi pe la Fashion Week-uri, pe la nu știu ce, și nu mai mergeți la toate mizerile, mă, la Fashion Week-uri. Ascultați-mă pe mine, nu contează cine ce vă dă, care-i treaba, cum e aranjamentul, ascultați-mă. Nu mai mergeți la toate porcăriile. Puteți să mergeți, da? Dar faceți și voi o cronică de, să zicem, nu știu, street fashion sau diverse, dar nu vă mai asociați cu tot felul de branduri de-astea mediocre și mergeți la tot felul de prezentări care nu există. Nu există. Da. Nu există. Deci am înțeles, gentuța nu-ți place. Ce e greșit tot? Ce e aia, costumul, carouri? Eu înțeleg, deci ascultați-mă, chestia asta cu fashion-ul, bă, nu contează ce spui pe tine, că în ultimul timp așa e treaba, că nu mai contează ce ne punem pe noi, că important este să fie acolo puse lucrurile și să închistem fashion și cool. Nu e așa. Nu e așa. Chestiile astea așa dezordonate și combinațiile alea haotice, pe, nu știu, pe care le-ați văzut voi în reviste, nu sunt chiar așa haotice. Sunt gândite. Mă rog, și oricum ceea ce se întâmplă în ultimii ani este un dezastru în acest mediu. Așadar, adică, pe bune, poșetă roz cu parpalac de lac roz, adică zic și tu, nu știu, zic. Aici trecem în partea asta dreaptă cu pălăria. Bă, fie că pălăria e mișto. Știi până unde ești ok? Până la bruc. Că lăsai tricoul ăla, spuneai Dumnezeului o pereche de jeans, niște toace mișto, niște stilătoși, veneai și tu, erai și tu sexy, erai și tu femeie. Nu mai aveți de asta. Mi-am pus ciorapii ăștia albaștri fosforescenți. Nu vrea nimeni să te vadă în ciorapii albaștri fosforescenți, crede-mă, nimeni, nici bărbați, nici femei. Ce e ciorapii albaștri? Bă, bune acum, adică vorbim așa, nu știu, relaxat, n-am nicio problemă. Înțeleg, vă înțeleg jobul, știu ce faceți, ok, evoluați. Luați informația asta pe care, cum să vă spun, o citiți în fiecare zi și faceți Dumnezeului ceva cu ea. Verdict? Ce verdict? Prost. Ailin, care-i cadâr? Nu mă lăsa, mă, să mă enervez. Nu te las, nu te las. Pe de asta păi, să vezi că să mergem mai departe. Eu deja m-am emoționat, mă bâlbui, mă încurc. Tu pregătește-te să preiei legătura, să mai mănânc eu un ecler. Deci, Ailin. Ailin. Laura, pregătește-te. Ia ce sunt. Da. Deci, ce ne-a povestit? Că ea e mișto. Dar nu e mișto. Haideți să vă explic ceva cu Adidas și ăștia. Bă, gata. S-a terminat. Ok? 2 ani de zile ați burdat în coropișnițele astea în picioare, non-stop. Toate v-ați luat șobocapi, ați ars-o pe străzi, ne-ați zăpăcit cu rochii și cu Adidas și cu fuste lungi și cu Adidas și cu toate combinațiile în Adidas și etc. Gata. E ok. Gata. E ok. Gata.
cât vreți să stați în ei? V-ați obișnuit în ei? V-ați obișnuit să vă târâți? Sunteți femei. 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 Bărbații merg în șobocapi, femeile merg pe tocuri. Da? Nu dacă mai mergeți avea, în cutii. Dacă avea pantofi în loc de Adidas, era ok? Nu, nu e ok topul. Fusta poți să ți-o păstrezi, dar ce-i cu cureaua aia? Nu știu ce aveți. Mă rog, fusta poți să o păstrezi, port-o cu un top, nu știu. Simplu. Deci, verdict? Alb, ivoar, șampanie, că-i pastel, nu pui negru cu roz pal, da? Astea sunt combinații foarte grele de culori pale cu negru, da? Șampanie cu negru, merge doar în anumite combinații, etc. Nu vă mai băgați unde nu stăpâniți. Ce verdict, mă? Șampanie cu icre negre merge. Deci, verdict? Prost. Cristina Cioran. N-ai. Măcar femeie relaxă. Mi-a plăcut asta. Bă, mai bine rămânei în... Auzi, ce eveniment e? E o lansare de revistă. Ah, ok. Păi mă, dacă tu ai avut tu pe un salopeta aia, trebuia să ne lași și pe noi să ne uităm la salopeta aia și să spui și ghetele alea tale mișto, care mi-au plăcut și mie odată, alea. Că ce e în dulap ești pe tine, așa ai zis. Deci le-ai în dulap, alea a fost odată, a fost odată ca niciodată, o pereche de ghete care mi-a plăcut la tine. Restul știu încălțămintea, ești cea mai tare pe încălțăminte, nu știm de unde, adică eu nu știu de unde ți le iei, dar e top, n-ai cum, nu există. Mai știi pe aia? Are ea unii, de zici că-s din aia de pus peste pantofi, în care, știi? Da. În care vine tot timpul. Iarna nu există, să ieși din aia. Nu, mă, mie îmi place foarte mult de ea, pentru că are un, e un spirit atât de mișto, dar ia-ți toacele și lasă salopeta să-ți o vedem dacă chiar te-ai mulat. Că e mișto, dacă ai avut curajul ăsta. Eu sunt pro. Ia uite. Bravo, lasă cămașa acasă, că nu... Deci verdict? Verdict otunde iubitul, să știi. Foarte tare. Bine, prost, ce să zic. Da, bine, îmi place de ea atât. Ada Condescu. A, uite că despre ea am vorbit în pauză, că s-a inspirat din primăvară sau de... Din, da. 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 Păi cum te-ai inspirat, mă, în negru? Că lumina de afară, culorile primăverii. Culorile primăverii. Ale florilor, ale bla bla bla, nu în negru, da. Ce să zic, fusta nu-i nasoală. Și ar fi fost ok cu cizmele, da? Eu știu unde te duci, cu ținuta știu unde, dar nu în negru sus, da? Știu unde te duci. Du-te all the way, auzi? Vezi ce a făcut ăsta micul Dumnezeu, la Selin, anul ăsta, pentru că ești de acolo. Ești pe French Girl, așa? Și cred că ți-o stea bine, dar trebuie să te duci all the way, non-stop, da? Vezi ce a făcut Selin, toamna-iarna, acum, că a făcut bine. De ce? Bine? Nu, nu e bine în sus, dar vede ea. Am trimis-o unde trebuie, lasă. Știu, se duce direct, e beton. Ok. Du-te în partea aia că e perfect pentru tine. Adi Nartea. Acum nu vă gest toate. Deci vă grupați ca oile, Google, Selin, toată lumea la Selin, că nu, e de o stare acolo, e pe Franța, pe altele. Adi Nartea sau... Vlad, cum mi se spune mai nou. Serialul ăla al vieții. Mm-hmm. Da. Legătura la serialul Lora, vieții, eu iubesc serialul ăla. Haide, prea aștept... legătura zilor, acum s-a îmbrăcat. Mi-e place foarte mult de Adi. De haine. E băiat tânăr și frumos. De cromatica, haine, nu asta. Cromatica este... Aș putea să renunț la șosetele cu bănănuțe albastre. Aș putea, da. Adică... Dar restul este ok. E frumos, e înalt. Stai că mai un pic de clar, mai auzi ceva. Sunt neutre. Ceasul îmi place foarte mult. Și în seara asta, la 20:30, îl puteți urmări într-un nou episod din serialul Vlad. Gata. Bravo. Deci? Cine s-a pe mine? Deci ce? Păi zile tu de el acum, am înțeles. Nu m-a zis Laura. Eu mai mult dată n-am avut ce să... Deci lui Laura îi place, ce să zic? Dacă îmi place. Așa, dacă îi place lui Laura... Dar ție? Mie? Așa? Țineți griurile departe unele de altele, da? Adică te înțeleg. Adică gri închis cu gri deschis? Aia. Separațiile cumva, cămașa albă, sacou gri, jeans negru, pantofi bleu-marin dacă sunt din piele, dacă sunt din piele întoarsă, nu-i pui la blugi. Ok. Vezi? Dacă nu mă lasă să mănânc? E un sfat foarte bun.
Da. Data viitoare să ieși mai frumos. Și mai frumos. Olimpia Melinte. Ah, da, mi-am adus aminte. Aoleu. Măi, Roșcoato. Așa era Adela când era și ea. Da. Cum ne plăcea nouă mai de mult când era mai mică. Te-ai vopsit așa foarte bine. Păi e pentru serial. I don't care. Nu puteți să mai purtați galben când sunteți roșcate. Da? Am înțeles că nu-ți pasă. Eu una nu cred că nu-ți pasă și o să-ți explic de ce. Pentru că dungulița aia de pe rama pantofului galbenă și cu bluzița nu sunt întâmplătoare acolo. Lasă-mă să știu asta din capul al tău frumos. Ce să-ți zic? N-ai ce să cauți cu galben, da? Combinația nu e ok. Atenție la dres mat și bocan și chestii de-astea. Nu mai combinați așa, da? Ce să-ți zic mai mult? Că... Ce? Okay. Îmbracă-te după nebunia din păr. Randy. Mă, vă rog eu mult. Nu mai ziceți-mă că nu vă interesează haine. Băi, Randy, că pe bune... N-ai cum să te spilcuiești așa, să ai freza țiplă, să-ți cauzi lucru. Păi, n-ai cum, te preocupă. Și care-i treaba dacă te preocupă? Și ce? Foarte bine că te preocupă. E normal să te îngrijești, e normal să te gândești cu ce te îmbraci, și ca bărbat, și ca femeie. E mișto, ai grijă de tine. Nu e ca și cum nu te interesează. Și ce? Cum adică nu te interesează? Zic eu că ai gândit asta și ai greșit blugii. Vezi dacă nu te interesează, mă? De ce e greșit? Chiar. Nu sunt negri, da? Pui la asta. Pentru că blugii au un albastru mai ciudat, așa, deci nu sunt niște, nu au un albastru clasic și mai au ceva pe genunchi pe acolo și cămașa e prea încărcată și dacă o porți pe afară, blugii trebuie să fie foarte strâmstuștii, skinny, Adidas și fără lizierele alea și ce mai e pe acolo, haos. Dacă erau blugii negri, era bine? Da, geaca aia cu fermoar la talie, și tragi fermoarul și îți rămâne geaca scurtă. E de fete! Blugii, dacă erau negri, era bine? Da. Știe el, mă, lasă-mă. Știe bine de tot. Știe de 20 de ani. Nu că nu-l mai preocupa. Poate nu te mai preocupa acum. Ok, dar acum, la sfârșit, exact când... Nu. Andreea Esca. Cel mai mișto e sfârșitul. Nu începutul. Andreea Esca, influencer? Așa scrie pe ea, nu? Da. E ok, nimic. Am înțeles că a fost un fel de uniformă pentru lansare. N-am ajuns. Am plecat în străinătate. Și de aceea n-am ajuns, că ăsta e evenimentul ăla la care merg eu. Doar la ăsta merg. Așa. La Elis, da. Ești ok, nu e nimic. Păi nu, i-au avut uniformă. Cred că au avut fiecare un alt tricou cu altceva scris pe el, da. Nu? Da. Da. Mamă, da. Mai vreau un ecler. Să iasă evenimentul în evidență. A? Să iasă evenimentul în evidență. Nu ținute. Da, mă, da, nu e nimic. Păi, dar ce? Un perechi de pantaloni negri? Nu, da. E ok. E frumos. Bun. Okay. E frumos. Laura Lazar. Andreea este o fată care a învățat de mult fix ce-i stă bine. Eu am mai spus asta. Vedeți că e foarte important. Cine mai zice? Laura Lazar. Da, nu știu. Sprâncenele, ceva nu e în regulă acolo. Situația, nu știu, a degenerat. Fiți atente la sprâncene, vă rog. Nu știu ce aveți. Parcă scăpasem așa un pic de el. Da, măi, nu știu ce să zic la tine. Cu pantalonașul ăsta este ceva nu e în regulă aici în față, știi tu, unde, la fetițe. Unde suntem noi diferite băieței. E ceva în regulă aici în față la pantalon. Este. Nu știu ce este. Da, nu e ok. Nu e ok combinația. Deci dacă ai pantalonul roșu, nu-ți bagi un tricou alb cu scris roșu pe piept. În ei. Știi ce zic? Și cu asta bastos. Și ruj roșu. Și ciocate, killer queen. Aha. Mm-hmm. Bine, hai că e prost și eu vreau să mai mănânc un ecler. Ok. Tara Holtea. Cântăreață. A se reține că s-a precizat. De ce ai precizat ăla? Pentru că am început să citesc fețele. Păi dacă nu știu cine e, ce? Ce? Vezi că te pun să cânti cu ove într-o fracțiune de secundă. Sprâncenele sunt extrem de creionato, nu știu ce, dacă sper că nu sunt tatuate.
O să văd mai aproape. Atenție, ce de... Măi, nu vă mai distrugeți fețele. Sprâncenele sunt... Sunt foarte importante. Vă pot transforma în niște clovi sau nu? Da? Ok, cu salopeta, ce vrei, ținuta? Bă, vrei să zic ceva? Ținuta e ok. Asta dar fără scrispă... Asta îi stătea pe limbă. E acum. Pe limbă. Exact. Îți arunc un ecler acum pe limbă, așa. Direct să nu-ți mai stea. E fără corsetul ăla, nu știu ce e, care vezi că e mare, e prea lung, îl vezi? De-aia face urât jos aici, ok? Dar e mare. El trebuie să fie mai scurt ca să stea pe talie, așa. Fără scris pe ghete, da? Atât. În rest, ești ok fără corset, fără scris pe ghete, adică ești prost, cum ar veni dacă e solom, așa. Am înțeles. Mulțumim tare mult, Dana. S-a încheiat, ia eclerul, ia toată tava. Asta înseamnă... Da. Poftă bună. Ne vedem săptămâna viitoare. Vorbește lumea, continuă.